Bogdan și Celia Novo s-au căsătorit anul trecut. Iată ce fotografie au postat. Celia Novo și Bogdan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi s-au căsătorit anul trecut. Celia Novo a fost cerută în căsătorie de partenerul ei chiar în timpul emisiunii Insula Iubirii, iar acum au împlinit patru ani de la primul, te iubesc. Celia Novo și Bogdan au împlinit patru ani de relație. Celia Novo se află acum în Nigeria în vizită, locul din care provine. Tânăra s-a mutat în România alături de soțul ei, Bogdan, deoarece s-a înscris la facultatea de medicină și a reușit să parcurgă această etapă chiar dacă nu știe limba română bine. Bogdan și partenera lui, Celia Novo, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împlinit patru ani de relație. Concurentul de la insula iubirii a postat o fotografie, dar și un mesaj plin de iubire pe contul lui personal de Instagram. Informare. Setările tale privind cookie nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cookie social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările. Bogdan și celia Novo nu își doresc să devină părinți deocamdată. În urmă cu câteva luni, Bogdan și Celia au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. Chiar dacă le merge bine pe toate planurile, cei doi nu se gândesc încă la copii și așteaptă ca partenera lui să-și termine studiile. Informare. Setările tale privind cookie nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cookie social media pentru afișarea acestui tip de conținut. Modifică setările.